n-am venit degeaba până în București și vreau să vă spun că unul dintre mentorii mei în umor este domnul Doru Octavian. Unul dintre mentori, sunt mai mulți. Mai sunt, încă unul. La Bobonete, când am fost eu invitat în podcastul lui, a zis că eu am fost mentorul lui. Idolul meu, Doru Octavian Mitru. Când a fost invitat Sociu, mentorii mei, idolii mei au fost Amza Pelea și Toma Caragiu. Deci a trecut pe partea oltenească. Deci dai, da, pe ce să... Dumneavoastră fii moldovean, 100%. Adevărul este că nu știu că Toma Caragiu e oltean. Dar, mă rog, adică un Macedon de la Craiova. Învățăm din mers. Dumneavoastră sunteți din Moldova. Din alergare, da. Am crescut la Moldova, da. Da. După locul nașterii aș fi din Narada, dar mă rog, acum, da. Dumneavoastră, nu numai că ați crescut odată cu umorul sau umorul a crescut odată cu dumneavoastră? Eu am tras în piept umorul. Și acolo în Arad. Și l-ați dat pe scenă în ce an? N-am. Dacă... 80 și cât era primul? Conștient, nu? Adică, conștient, adică... Am început de tânăr, dar de copil. Dar cred că 80, cred. Okay. Cred că da, la Festivalul Studențesc de Umor. Erau bune festivalele? Da, da. Se întâlnea lumea? Da, da, da. Se numea Cântarea României, pentru că asta este ideea. Este o prostie acum să nu înțelegi nimic și dacă nu înțelegi nimic să spui comunistule. Da? E o prostie. Practic, noi eliminăm în momentul ăsta discuția despre comunism în orice fel de... Nu vedem și partea bună care era... Nu vedem că oamenii l-au gândit. Și atunci, în momentul în care ai scos treaba asta, te duci în partea americană, care ei au boală pe comunism. Adică sunt care au boală pe comunism. Dom'le, nu există atâta boală pe comunism, încât l-au scos și pe Chaplin. Ceea ce, mă rog, e de gândit. E de, până la urmă și el s-a scos, s-a dus în Elveția la un moment dat. Da, până la urmă el a spus, dom'le, ok, faceți voi, gândiți voi ce. Un om liber, zice, dom'le, societatea este liberă, faceți ce vreți, fiți liberi, da. Nu-mi plac comuniștii. Păi atunci ce, unde e libertate? S-a pus prima condiție, nu? Da, deja vorbim despre restricții, nu? Da. Ați trăit și în partea... Comuniștii sunt de aia care au botiță. Ok. Ați trăit și în partea cealaltă a oceanului. Am trăit, trăiesc, alerg. Pendulați. Alerg, da. Sunteți un fel de hrușcă estivală. Hrușcă tot timpul. Nu, dar el este... Ștefan are altă concepție vis-a-vis de meseria lui și altă concepție vis-a-vis de lansare, de marketing. Eu am altă gândire. Mă rog, e complicat de vorbit, pentru că cine nu știe, degeaba vorbim. Îmi spuneați că ați mers într-un club în America, mă scuzați că v-am întrerupt și v-au cerut numele de scenă și a spus I'm DOD. Da, era cel mai simplu ca să... Da, era un club din Toronto, Yak îi spune, pe Yonge Street și mie mi-a zis cineva înainte, zice, o să ai 15 minute și era un indian care era patronul clubului și zice Dodd, come here, zice Dodd, you have 5 minutes. De la 15 la... Deci nici nu știam ce se face în 5 minute. Da. Mă rog, și pe aia m-am băgat pe 5. Nu mi-a râs. Da, eu nu eram acolo. Ideea este că, da, asta e treaba. Și ați revenit și faceți în continuare... Îmi revin mereu. Turneul de acum în toamnă? Da, e un turneu acum printr-o parte din toată țara, cum ar veni. Dar este și Slatina, și Drobeta Turnul Severin, și Călăraș, și astăzi, de exemplu, 3. Când o să apară o să fie altă dată. Alte 3. Ideea este că alte 3. Ideea este că asta este o mașină care vrea să fie băgată în seamă. Ar putea să aibă ceva înăuntru, ar putea să n-aibă ceva înăuntru. Dar important este ca noi să știm că există. Să intre în cadru cu sunetul. Șoferii sunt foarte iubiți în trafic. Ei nu o să dea niciodată deoparte. Apropo, să spună, conduceți? Am preferat să nu conduc, adică în afară de mașină, zic. Șofez. Alții conduc. Eu sunt mai... Și merge cu șofatul și în București. Trebuie să meargă, că altfel nu ajungi unde trebuie, că apelezi mereu la altul și atunci ești... Dar este interesant că dacă, de exemplu, oprești brusc, că trece un pieton, că un pieton trece brusc. Nu există pieton care să traverseze gândindu-se, dom'le, ia să mă uit în stânga, mă uit, nu, ei trec brusc. Odată e în față și pui frână și când pui frână așa se aude, de fapt e frână și mașina se oprește brusc, ăla din spate nu știe că tu o să oprești.
că el nu are în fața lui pieton, tu ai în fața ta pieton. Și vine și el peste tine. Dacă nu ții piciorul pe frână, poți să-l lovești pe pieton, care spune, tu m-ai lovit. Nu, eu am fost lovit de neștept. Și atunci ar fi o întreagă de... Practic, asta este teoria evoluției, de fapt, când ținem, suntem legați unii de ceilalți, uite lovitul. Lanțul lui Darwin. Așa, lanțul lui Darwin. Dar Darwin nu, asta nu, a știu, făcut. Evoluăm sau nu? Evoluăm sau și atunci el s-a legat cu lanțuri și a zis, băi, recunoaște sau nu recunoaște? Dar în ziua de azi noi nu evoluăm, noi involuăm. În ziua de azi depinde ce înțelegi despre evoluție. Dacă vreți să înțelegi ceva despre evoluție, veniți la spectacolul din 20 noiembrie, la Sala Palatului, pe la ora 19, dar dacă blogul este toată lumea și doar 6 din București îl aud. 16. Bine și 16, locurile alea. Alea din spate. Știți când ești în sală și te uiți și alea, alea, din spate, alea vor fi ocupate. Care le-am blocat. Bucuite. Da, bucuite, da. Ce transmiteți la final de 2022? Pe mine mă surprinde că până acum am vorbit și n-am transmis nimic, dar se pare că asta este ideea stand-up-ului, să vorbești ca să nu transmiți nimic. Și... finalul 2022 e cum o să fie, adică asta e transmisiunea mea la toată lumea, luați-l așa cum vine. Să termină pe 31 decembrie. Pe 31 decembrie o să termine anul 2022. Ce o să vină? Păi uitați-vă în jur, scumpiri, nebunii, asta, fiți tari, îndrăjiți-vă, nu consumați. Spectacole cu Doru Octavian Dumitru, noiembrie și decembrie. Nu, atenție, căutați becuri fără filament, căutați... flacăra fără căldură, pentru că o să apară așa ceva. Flacăra violet. Și atenție, traversați responsabil. Da. Cum face și domnul. S-a mutat cadrul ca să poată să treacă străduță unde nu se circulă, dar... În mod obișnuit nu se circulă, dar fiind aici, venind din Cluj și întâlnindu-l pe domnul D.O.D. Niciodată nu o să înțeleg ce înseamnă trotuar, de fapt. Adică din franceză, nu? Mă rog, de unde și a trolui, a trotolui, adică trolii, trolii sunt de pe trotuar, de pe trotuar și care a și peștele e trout. N-are treabă, da. Și peștele nu vreau să vă cald, dar vreau să dau pe spate. Acum ieșim. Ieșim. Un pasat atât de mic după vorbă, după port. Da, da. Și acum intrați vă dirijăm. L-am cunoscut cu mulți ani, eram la școala de balet și a venit acolo cu elevii să filmez. Nu, că nu vreau să fiu prins de emisiune. În rest, arătați foarte bine, că acum 25 de ani. Să rămână. Sănătate multă. Da. La repetă. Vă dirijăm sau vă descurcăm? Acum, ideea este că eu nu cunosc pe doamna, că aș fi putut să-i spun cum a arătat acum. Să rămână, mulțumim mult. Dar, nu. Mulțumim rămână, frumos. Doamne ajută, mulțumim. Domnul Nicu. Cam Brooklyn, da. Permiteți-mi da. Să vă îmbrățișez. Da. Și noi, să vă doresc sănătate, că inspirația aveți. Minim 18 ani. Minim 18 ani. Minim 18. La Cluj ne-am întâlnit. Ne-am întâlnit la Târgu Mureș, când aveați un spectacol acolo. Am luat ocazia. După aia a venit la Cluj cu un grup. Da, la Casa de Cultură și după aia... Păi nu, era la un... Era cazat într-o pensiune și a luat puiul fript și sorăcit, că noi stăteam de poveste. Să ne dăm vorba, adevărat, da. Doru Octavian Dumitru. Nici o metaforă, nici un epitet nu mai trebuie adăugat. Succes și sănătate. Doamne ajută, sănătate.